Un nou termen de judecată vineri, în primul proces în care fostul președinte al Consiliului Județean Brașov, Aristotel Căncescu, acum inculpat, este acuzat de fapte de corupție. Astăzi, din sala de ședință, a lipsit chiar personajul principal. De ce? Acesta și-a trimis o armată de avocați la judecată, iar el a plecat la București, la Înalta Curte de Casație și Justiție, ca să se apere singur. La Curtea Supremă, Căncescu are un alt proces în care se crede capabil să-și facă de unul singur apărarea. Au spus-o astăzi în sala de judecată a Tribunalului Brașov chiar avocații inculpatului, când au fost întrebați de judecător de ce nu este prezent în sală Căncescu. Să fie oare pentru fostul șef de județ mai important procesul de la București în comparație cu cel de la Tribunalul Brașov? Aici, din cauză că avocații inculpatului Căncescu nu au citit cu atenție solicitările pe care reprezentanții IPJ Sibiu le-au formulat pentru ca Aristotel Căncescu să fie supus, chiar la solicitarea lui, unui test poligraf. Magistratul de ședință a amânat judecata. Următorul termen al primului proces penal în cazul lui Aristotel Căncescu, judecat și în alte dosare tot pentru fapte de corupție, a fost stabilit pentru 13 iunie.